Întâlnirile cu Iisus au continuat și după învierea Lui. Și le continuă să aibă loc chiar și după două milenii. Astăzi vom privi la o întâlnire neobișnuită și neașteptată. Întâlnirea dintre Petru și Iisus după învierea acestuia din urmă. Întâlnirea aceasta o găsim relatată în Ioan, capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 25. Haideți să ne uităm întâi la cadrul istoric al acestei întâlniri. Ucenicii se întorseseră în Galileea așa cum li se spusese. Să ne aducem aminte ce le-a spus Iisus. Nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. S-ar prea putea să se fi aflat în același loc unde se aflaseră cu 3 ani înainte. Acolo unde auziseră pentru prima oară, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Textul nostru începe așa. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Un prim adevăr care îl descoperim aici este următorul. Ascultarea de vorbire a Domnului te conduce la întâlnirea cu El. Faptul că ucenicii au ascultat cuvintele Domnului Iisus, spuse femeilor, duceți-vă în Galileea și acolo mă veți vedea. Faptul că au ascultat de aceste cuvinte a facilitat întâlnirea lor cu El. Ascultarea de Iisus îți facilitează arătarea Lui. Ca și acum 3 ani, li se descopere în aceeași manieră. Un pescuit îmbelșugat după o noapte de trudă fără folos. Iată cum s-a arătat, ne relatează textul. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți 2 din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? El le-a răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Ioan îl recunoaște imediat după faptele lui, nu după înfățișare. Nu din pricina faptului că Iisus se schimbase fizic, nu avem o bază biblică solidă pentru o astfel de interpretare, ci mai degrabă pentru că erau la cel puțin 50 de metri de la țărm, textul ne spune că erau 200 de coți, distanță, deci aproape 50 de metri de țărm. Când ziua se îngemăna cu noaptea, deci vizibilitatea nu era foarte bună. Ioan îl recunoaște nu prin vedere, ci prin fapte. Învățătura pentru noi? Cunoaște modul de lucru din trecut al Domnului Iisus în viața ta, pentru ca să-i poți recunoaște modul de lucru în prezent. Domnul Iisus, ca să se facă cunoscut, va apela deseori la moduri asemănătoare de arătare. Cunoaște-i tiparele Lui de lucru cu tine, ca să-L poți recunoaște când îți iese din nou în întâmpinare. Textul continuă. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Chiar și gestul acesta lui Petru este încărcat de învățătură. Și anume, înaintea lui Dumnezeu nu te poți înfățișa oricum, nici chiar în aspectul fizic. Până și modul în care ne îmbrăcăm, și aici mă gândesc la decența în îmbrăcăminte, nu la un stil anume de modă. Până și modul în care ne îmbrăcăm sugerează ceva despre reverența noastră înaintea Lui. Petru nu și-a permis să vină pe jumătate gol înaintea Domnului Iisus. S-a îmbrăcat și s-a aruncat în mare. Apoi, timpul scurs între ajungerea lui Petru la țărm, la Iisus, și ajungerea celorlalți ucenici ne îngăduie să intuim câte ceva din încărcătura momentului ce va urma. Textul spune, ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât ca la 200 de coți.
Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Unde era Petru? Trebuie să fi ajuns cu ceva timp înaintea lor. Unde era Petru? Era la foc cu Domnul Iisus. O fi vorbit ei ceva? Stau și mă întreb. Ioan se pare că nu știa nimic din moment ce nu relatează. Sau, între Petru și Domnul Iisus nu se rostise efectiv niciun cuvânt. Petru a fi stat acolo cu ochii plecați, tânjind după iertare, după un cuvânt de îndurare, de restaurare. Se lepădase de el cu scurt timp în urmă. Vă aduceți aminte cum suntem când greșim grav cuiva și regretăm profund? Stăm acolo, mici, sperând la un cuvânt bun, dar de-mi spune ceva. Învățătura de viață? Când te-ai lepădat de Domnul Iisus și orice păcat este lepădare de El, nu fugi de El, ci fugi la El. Asta ne învață Petru din atitudinea lui. Când te-ai lepădat de Domnul Iisus, nu fugi de El, fugi la El, chiar dacă trebuie să stai acolo, tăcut și cu ochii în pământ. Ucenicii aflați la pescuit au coborât la micul dejun, la fel de tăcuți. Se pare că nu au scos nicio vorbă până când Domnul Iisus nu i s-a adresat lui Petru. Toți îl părăsiseră sub presiunea momentului, ne spune Scriptura. Și acum îl văd pe Iisus față în față. Dialogul dintre ei este atât de condensat încât aproape fiecare frază, fiecare expresie poartă o lecție de viață. Haideți să luăm dialogul care urmează pas cu pas. În primul rând observăm că Petru este persoana abordată. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru. Acolo erau 7 ucenici, dar Iisus îl abordează pe Petru. De ce doar pe el? Oare nu cumva dorea să-i ridice rușinea provenită din trădarea lui? Petru avea nevoie de aceasta. Doar el se dăduse mare în public cu privire la loialitatea sa absolută. Chiar dacă aceștia se vor lepăda de tine, eu tot nu mă voi lepăda, spusese Petru. El era cel care se mândrise cu loialitatea lui. În urma căinței lui Petru, acesta avea nevoie de restaurare, avea nevoie de restabilirea încrederii și de aceea Domnul Iisus se uită la el și vorbește cu el. Învățătura pentru noi? Domnul Iisus întotdeauna se apropie de omul care se căiește de păcatul lui, ca să ridice rușinea, să-i refacă numele și să-i redea încrederea. Poate cineva astăzi are nevoie să audă acest adevăr, și anume că Dumnezeu dorește să-ți ridice rușinea, să-ți refacă numele și să-ți redea încrederea lui? Pentru aceasta trebuie să te apropii de el, cu păcatele tale pe fruntea ta, căindu-te de ele, și el te va restaura. Deci, în primul rând, am văzut că Petru este persoana abordată, pentru că el avea cea mai mare nevoie de restaurare. Apoi, ascultați dialogul. Mă iubești tu? De 3 ori îl întreabă și de fiecare dată după răspuns îi spune: paște mielușeii mei, oițele mele și oile mele. De ce un astfel de contrarăspuns întâlnim de fiecare dată? De ce la întrebarea mă iubești tu pe mine, el spune să facă niște lucruri? De ce? Pentru că dovada iubirii sunt faptele de iubire, nu declarațiile de pe buze. Dovada iubirii sunt faptele de iubire. Este una să spui, să declar că iubești, dar adevăratul test sunt faptele. Nici măcar unul dintre noi nu credem pe cineva care doar ne spune te iubesc și nu-și demonstrează afirmația prin fapte. Cum iubești? Dovedesc faptele tale iubirea ce spui că o porți?
dovada iertării depline este încredințarea unei misiuni de încredere. Iată un al doilea adevăr care îl putem desprinde de aici. Faptul că Domnul Iisus îi spune paște, mielușeii, oițele, oile mele, este în primul rând un fel de a spune implică-te, dovedește-mi că mă iubești prin faptele tale. Dar în al doilea rând, prin această poruncă, Domnul Iisus, încredințându-i o misiune de încredere lui Petru, îi dovedește restaurarea încrederii. Îi arată încredere în avans. În alte cuvinte, îți văd inima și potențialul. Observați că mielușeii, oițele și oile sunt ale mele, zice Iisus. Deci îți dau pe mână turma mea. În ciuda greșelii tale, te-am iertat, te-am restaurat, ți-am refăcut numele, îți redau încrederea mea. Ai grijă de ale mele, de turma mea. Apoi, în dialogul dintre ei, mai observăm un lucru. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Nu-i doar mă iubești tu, ci mă iubești tu mai mult decât aceștia? Expresia aceasta, mai mult decât aceștia, ridică o întrebare. Mai mult decât ucenicii aceștia? Ar putea fi o variantă de înțelegere? Sau mai mult decât lucrurile acestea? Pescuitul, meseria ta? În limba greacă, formele de masculin și neutru pentru aceștia sunt identice. Așa că la fel de bine, întrebarea ar putea fi: mă iubești tu mai mult decât meseria aceasta, decât lucrurile acestea? Dacă ar fi prima variantă, și anume, mă iubești tu mai mult decât ucenicii aceștia, ar suna oarecum nepotrivit. Ar fi ca și cum i-ar pune pe ucenici în comparație sau în competiție. Mai mult, cum ar putea ști Petru cât de mult îl iubesc ceilalți pe Iisus ca să-și poată compara iubirea cu ei? Și încă ceva. După eșecul lepădării, ar fi fost culmea să te compari și să spui: da, Doamne, știi că te iubesc mai mult decât aceștia. De aceea, eu cred că este valabilă varianta a doua. Mă iubești tu mai mult decât lucrurile acestea, decât meseria asta ta, decât pescuitul ăsta? Aceasta ar justifica mult mai bine răspunsul Domnului. Atunci arată-mi aceasta îngrijind de turma mea, lăsându-te de meseria asta și îngrijind de turma mea. În alte cuvinte, am nevoie de tine în meseria mea, în lucrarea mea, nu în lucrarea aceea. Observați cum Dumnezeu schimbă macazul vieții anumitor oameni, macazul vieții lui Petru, tot așa schimbă macazul vieții noastre. Se uită peste profesia ta și poate că îți spune: mă iubești tu mai mult decât meseria ta? Oare să fie această vorbire a lui Dumnezeu pentru vreunul dintre noi? Poate prin această întâlnire dintre Iisus și Petru și din acest dialog, poate Duhul Sfânt are de comunicat cuiva un lucru asemănător. Mă iubești tu mai mult decât lucrurile acestea pe care le faci? Vreau să te iau și să-ți dau în grijă turma mea. Apoi, în același dialog, mai facem o observație. Termenul pentru iubire este agape. Mă agape tu? Mă iubești tu cu adevărat, necondiționat, gata de sacrificiu? Întrebarea aceasta merge adânc, foarte adânc, în inima lui Petru. Ascultați întâmplarea la care face referire Domnul Iisus aici. În Ioan 13, de la 36 la 38, Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun, că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Jocul de cuvinte folosit în acest dialog este revelator. Mă agape tu? Și știm cu toții foarte bine, în limba greacă sunt mai multe cuvinte pentru iubire. Agape, care înseamnă iubire necondiționată, jertfitoare, totală, dezinteresată, este termenul phileo, care înseamnă iubirea prietenească, afecțiune, afinitate bazată pe reciprocitate. Apoi există cuvântul storge, care are de-a face cu iubirea părintească, care sugerează ideea de apartenență. Apoi apare iubirea eros, care este iubirea romantică.
Apoi apare termenul epitumia, care înseamnă o iubire carnală. De aceea este important termenul pe care îl folosește Iisus în dialog. El îl întreabă: Petre, mă, agape tu? Și Petru răspunde: Doamne, eu te fileo. Petru, cu ochii în pământ, îi spune: Doamne, eu doar fileo. Mă agape tu? Doamne, eu doar fileo. Domnul Iisus îl întreabă cu referire la întâmplarea aceasta de dinainte de arestare. Mă iubești tu complet, necondiționat, dezinteresat, jertfitor? Și Petru, cu ochii în pământ, știe că n-a făcut-o. Și spune: Doamne, eu te iubesc doar fileo. O iubire bazată pe afecțiune, pe reciprocitate. Domnul Iisus nu se mulțumește cu evaluări rapide, superficiale. El te conduce la esență. De El nu te poți ascunde. Întrebarea aplicativă pentru noi este: cum îl iubești tu pe Dumnezeu? Îl agape tu? Nu te hazarda la afirmații mari, nu te grăbi la supraevaluare, nu te bate cu pumnul în piept la ce ești în stare să faci pentru El. Nu te grăbi să te încrezi în puterile tale, mai degrabă evaluează-te corect ca să poți să faci pașii următori. Altfel, te vei amăgi singur și vei stagna la început și vei muri la sfârșit. Domnul Iisus nu se mulțumește cu puțin. El vrea totul sau nimic. De aceea, prin întrebarea lui, Domnul Iisus îl mustră și îl obligă să meargă la esența inimii lui. Mă agape tu? Doamne, tu știi că doar fileo. Petru a trebuit să-și analizeze sincer motivațiile și starea spirituală. După analiza aceasta sfredelitoare, Domnul Iisus îi pune a treia întrebare. Atunci, mă fileo tu? Și Petru îi răspunde: Doamne, tu știi că doar fileo. Mă iubești măcar prietenește? Îl întreabă Iisus a treia oară. Da, Doamne, tu știi că doar atât. Doar în felul acesta sunt în stare să te iubesc. Și răspunsul Domnului Iisus este surprinzător. Nicio problemă, îi spune El. Vei ajunge și la iubirea agape. Va veni vremea când te vei jertfi pentru mine, îi spune Iisus în continuare. Chiar dacă cu câteva zile în urmă nu ai fost în stare să mă recunoști. Ascultați exact cuvintele lui Iisus acum. Versetul 18. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde vroiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce acolo unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Înțelegeți ce spune Domnul Iisus lui Petru? Știu că doar fileo mă iubești acum în stadiul acesta, dar vei ajunge să mă iubești și agape, pentru că te vei jertfi pentru mine. Învățătura? Dacă te lași în mâna Lui, dacă rămâi în El, Dumnezeu te ia de la nivelul la care te afli și te va duce la nivelul la care trebuie să fii. Aici este secretul. Trebuie să te vezi unde te afli, cât ești. Pentru ca Domnul Iisus să te poată lua de unde ești și să te ajute să devii, să ajungi acolo unde trebuie. Și apoi textul nostru continuă. După ce a vorbit astfel, a zis: vino după mine. Acum, este foarte interesant modul și secvența în care Iisus lansează marea însărcinare. Întâi, te obligă să stabilești sincer poziția inimii tale vis-a-vis de El. Mă iubești pe mine? Apoi, îți prezintă prețul cel ai de plătit sau nivelul unde vrea să te conducă la iubirea jertfitoare. Ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu, scrie acolo. Și abia pe urmă
lansează chemarea, vino după mine. Domnul Iisus niciodată nu te împuternicește pentru o lucrare, fără ca mai întâi să te curățească, fără ca mai întâi să devii conștient de nivelul stării tale spirituale și fără să știi că există un preț ce-l vei avea de plătit. Mântuirea este gratuită, dar ucenicia te costă totul. Și întâlnirea noastră de astăzi se încheie cu următoarele cuvinte. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și i-a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Ce să înțelegem din acest ultim dialog? Deseori ne comparăm cu alții. Doamne, mie îmi tot dai de lucru, ba care îmi spui că voi avea de suferit pentru tine și acesta nu va face nimic? Răspunsul Domnului Iisus este foarte clar pentru Petru și pentru noi toți. Ce-ți pasă ție? Tu? Vino după mine. Dumnezeu este interesat de relația Lui cu tine. Acesta trebuie să fie și interesul tău. Nu te compara cu alții. Nu fi preocupat de ce fac alții. În concluzie, sunt o mulțime de lecții de viață în acest pasaj. Totuși, tema lui centrală este iubirea de Dumnezeu. Creștinismul, adică tu vino după mine, este o relație de iubire transformatoare între tine și Dumnezeu. Cum știi că îl iubești pe Dumnezeu? Scriptura nu ne lasă în confuzie, ne spune foarte clar. Vrei să te evaluezi să vezi dacă îl iubești pe Dumnezeu? E bine, sunt două lucruri de făcut. Ascultă și păzește poruncile Lui și iubește-i pe cei din familia Lui. 1 Ioan 5,3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Vrei să știi dacă îl iubești pe Dumnezeu? Evaluarea este simplă. Îi păzești poruncile? Trăiești în ascultare de El? Apoi, tot Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 4, versul 20 și 21. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Vrei să știi dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat? Verifică-te prin iubirea ce o porți familiei Lui, fraților tăi, surorilor tale, din comunitatea de credință. Îl iubești pe Dumnezeu doar atât de mult cât iubești persoana cea mai puțin iubită de tine. Țineți minte! Îl iubești pe Dumnezeu doar atât de mult cât iubești persoana cea mai puțin iubită de tine. Care este persoana cea mai puțin iubită de tine? Cam atât arată cât îl iubești pe Dumnezeu. Maximilian Kolbe este un preot catolic închis la Auschwitz în mai 1941. Când a intrat în lagăr, a fost informat că așteptarea de viață pentru un preot este de aproximativ o lună. Părintele Kolbe a decis în inima lui să fie un agent al iubirii lui Dumnezeu între cei disperați din lagărul nazist. Într-o noapte din luna iulie 1941, zgomotul motocicletelor, al lătratului câinilor și al împușcăturilor i-au trezit pe toți cei internați acolo. 3 oameni evadaseră din baraca numărul 14. A doua zi, conform regulilor lagărului, 10 oameni trebuiau să plătească cu moartea pentru evadarea acestora. Cei 10
au fost selectați și au fost trimiși înspre blocul morții, unde prin înfometare urmau să moară. Unul dintre cei 10 aleși era numărul 5659. Acesta a început să plângă și să îngâneze: soția mea, copiii mei. În acel moment, un om pirpireu, slab din calea afară, prizonierul cu numărul 16670, a făcut un pas în față. Numele lui era Maximilian Kolbe. Domnule ofițer, a spus acesta, aș dori să mă luați pe mine în locul acestuia. Și a arătat către numărul 5659. Imediat, numărul 5659 a fost scos din rând și înlocuit cu numărul 16670. O viață în schimbul altei vieți, un dar al vieții. Pe data de 14 august 1941, în celula 21 a barăcii 11 din blocul morții, mai rămăsese în viață doar o umbră de om. Numele lui era Maximilian Kolbe. Celalți 9 muriseră deja. Nerăbdător, ofițerul nazist a ordonat injectarea preotului cu fenol. Moartea i-a fost rapidă. Iată un om care a dăruit viață murind în locul altuia. Numărul 16670 a murit în locul numărului 5659. A mai existat un alt om care a murit dăruind viață. Pe un deal al prăfuitei Palestine, Iisus Hristos și-a dat viața pentru întreaga omenire. Unul câte unul, adică și pentru mine și pentru tine. Un dar al vieții, un act de iubire izvorât din incredibila iubire a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Doamne, ia-mă pe mine în locul lui. În locul cui? În locul lui și al lui și al lui și al lui. Așa cum părintele Maximilian Kolbe, prizonierul cu numărul 16670, a murit în locul prizonierului cu numărul 5659, tot așa Domnul Iisus a făcut-o pentru fiecare dintre noi. Tot așa cum numărul 5659 a avut parte de un har absolut, un dar nemeritat, și noi putem avea parte de un dar pe care nu-l merităm, și anume iertarea și viața în El. Creștinismul este o relație de iubire transformatoare între tine și El. Îl iubești tu pe El? Îl agape tu pe El? Sau doar fileo pe El? Nu-i nimic. Dumnezeu te ia de acolo unde ești și te va duce acolo unde trebuie.